Așadar, bună seara și bine, ne vedem în continuare. Debutăm la clasa noua cu Georgiana. Deci tema pentru acasă. Așa, Georgiana. Deci tema pentru acasă. Clasa a noua. Ceva despre logica matematică. Da? Logica matematică. De fapt, pentru tine sunt niște lucruri atât de abstracte acolo, decât te întreb ce ăsta are, ce o mai fi cu trăsnaile astea? Ceva n-ai făcut în clasa 5-a, îți mai amintești ceva? N-ați făcut și în clasa 5-a. Deci profesorul știe clasa 5 a făcut cam cât cum faci în clasa 9 acum. Da? Adică din ce am spus eu și eu știu cu cine faci. Copiați de aici sau conspectați de aici până acolo, da? Este extraordinar de grav ce se întâmplă în învățământul ăsta. Ba, mai mult conspectați aici până acolo. Vii și faci o jumătate de oră dacă vii. Nu? Deci vii mai devreme, pleci mai târziu. Da. Adică, nu, vii mai târziu și pleci mai devreme. Da. Și asta e povestea învățământului. Și te trezești când îți cere să știi ce. Când el nu ți-i explică nimic. Deci, mă atrag. În matematică se lucrează cu propoziții. Da? Deci, tot ce se va întâmpla și se întâmplă de foarte multe vreme când faci o matematică, sunt denunțuri. Deci propozițiile, hai să vedem, propoziții. Propoziții, enunțuri despre care, enunțuri, despre care știm, despre care putem afirma că sunt adevărate sau false. Da? Dar despre care putem afirma că sunt adevărate sau false. Iată o astfel de propoziție simplă. Să zicem propoziția P1, care zice 1 plus 1 egal cu 3. Este un enunț, dar despre care tu repede te pronunți că este fals. Da, este fals. Altă propoziție. Propoziția P2, care se sune, să zicem așa, 5 mai mare decât 3. Este adevărat, sigur că da. Poți să comentezi. Deci comentăm așa suntem aici, da? Spui, adevărat sau fals? Deci, prima a fost falsă, cealaltă adevărat. Deci, pe mine mă interesează din punct de vedere gramatical propoziția aceea. Mă interesează din punct de vedere al faptului că este adevărată sau e falsă. Așa trebuie să înțelegi. Deci tu nu ești exemplu de propoziție. 2 ori 4... Așa? 2 ori 4 egal cu? 9. 9. Este fals, sigur. Afară plouă. Fals. Acum, nu știu cum e afară. Nu plouă, dar este propoziție falsă. Eu n-am venit de la ora în care am venit. Nu plouă nici atunci, nici atunci. Tot falsă, vezi? Pe mine nu mă interesează cum o formă, ci din punct de vedere al adevărului sau al falsă. Propozițiile adevărate le vom nota cu 1. Cât privește valoarea de adevăr, da? Deci, în loc să spun adevărat, voi scrie de multe ori așa, 1, pentru propoziția adevărate, 1. Iar pentru propoziția falsă,
Vom pune 10. Da? Ai înțeles ce înseamnă proporție? Da. Bun, e o chestie despre care poți să vorbiți, adevărat sau fals. Nu discutăm. Acum, propozițiile, să zicem, cu propozițiile acestea simple, putem face propoziții compuse, mai mari. Și le legăm cu conectori logici și sau implică echivalent, da? Deci, nu te mai departe la chestie. Cu propozițiile simple putem compune, da, cu propozițiile simple putem compune propoziții, putem face propoziții mai ample, da? Compune sau propoziții mai ample, sau compuse, să zic eu, în partea asta, numite folosind conectorii logici. Folosind conectorii logici. Deci pe baza propozițiilor. Simple, putem aranja de propoziții compuse. Conectorii logici sunt. Deci, conector logic. E vorba de sau, conectorul sau. Mă dați și dumneavoastră, tot e vorba de, da? Sau, conectorul sau. Și. Da? Apoi, conectorul echivalent implică, da, implică. A, am uitat să spun negația. Mai întâi să spun negația, da? Da. Conectorul negația, nu știu cum vă atrați voi. Așa? Da, da. Așa. Negația. Implicația. Și echivalența, așa, nu? Da. Așa? Cu 3 minuți? Nu, cu 2 săgeți. A, așa, așa. Așa? Da. Echivalent, da. O să vă vini? Da. Bine. Așa, nu mai știu exact cum. Așa, echivalent, da? Bun. Să luăm pe rând. Conectorul sau. Adică, pe sau fiu, înseamnă așa, pe sau fiu, din două propoziții, pe și fiu, pe sau fiu, e adevărat, când măcar una e adevărat. Pe sau fiu, deci, primește valoarea 1, primește valoarea de adevăr 1, dacă și numai dacă, una din ele este adevărată. Una este adevărată. Adică când ar primi 0. Când ar primi 0. Când niciuna din ele nu este adevărată. Deci, la sau înseamnă fie asta, fie ceva. Dar să nu două adevărate, poate mai bine. Da? Primește 1, dacă și numai dacă cel puțin, cel puțin una este adevărat. Deci cel puțin una este adevărat. Și iată o altă tabla de adevăr, dacă tot am vorbit. Deci tabla de adevăr pe Q, pe sau Q, punem aici, cele două propoziții pot să fie 0, 0, 0, 1, 1, 0, sau 1, 1. Da? Ei, ce-am spus eu? Că voi pune
Adică aici voi pune obligatorul 0, 1, 1, 1. Deci 1 rest. Conectorul și pe și Q. Pe și Q. Da? Și scrie numărul simultan ambele primește 1, deci simultan 1, dacă și numai dacă ambele adevărate. Deci pui 1 numai când ambele sunt adevărate, restul 0. La ce trăsnele astea, la cine ajută? Nu știu. Hai să vedem așa. Să zicem, să se rezolve ecuația în Z. Să se rezolve ecuația în Z. E vorba de o ecuație cu două necunoscute. Hai să zicem așa. 3x plus y, 3x plus y, totul de înmulțit cu minus 2x plus 5, egal cu 7. Pe noi ne interesează că sunt toate perechile x și y, pe care dacă le înlocuim, se facă 7. Fiindcă x-ul și y-ul sunt din Z, adică mulțumim în numărul întregi. Care mulțumim în numărul întregi, să ne amintim? Z asta este egal cu mulțimea. Minus 2, minus 1, 0, 1, 2, și mai departe. Și acum, câte ori, fiindcă din Z, 3 ori numărul din Z este din Z, plus Y tot din Z, deci ăsta e din Z. Ăsta e din tot din Z. Și întrebam cât ori cât la mulțimii se facă 7. Care sunt numele care la mulțimii se fac 7? Cine ori ce se fac 7? 1-7. Da? 1-7 și 7 ori. Deci asta se întâmplă dacă și numai dacă. Vom avea 3x, una din ce facem 1. 3x plus Y egal cu 1. 3x plus y egal cu 1, nu te mai uiți la tablă, ci ești atent așa și scrie acolo. Tu stai și scrii pe căiță și învitezi de acolo, eu nu mai spun nimic. Deci 3x plus y egal cu 1, da, și dedesubt. Ce vei pune dedesubt? Cealaltă, adică... Minus 2x. Așa, minus 2x plus 5 egal cu? Cu 7. Este atent, din clipa asta te angajezi la ei și la treabă că trebuie să înțelegi că nu fac lecții așa în stilul care era copiii pe tablă. Trebuie să conduci lecția. Da? Deci este câte ori, cât se facă 7? 1 ori 7, da? Sau mai e o altă situație, sau o altă situație care va fi. Păi hai. 7 ori, dar de ce nu spui? Eu ce se fac aici? Deci 3x plus y egal cu 7 și cealaltă minus 2x plus 5 egal cu 1. Sau, adică asta îmi place sau cealaltă îmi place? În definitiv, soluțiile care le caut sunt astea de aici și de aici. De aceea, rezultatul de aici sau rezultatul de aici nu va place foarte tare. Adică soluția finală va fi din soluțiile de aici, da? Împreună cu soluțiile de aici. Deci ce vom face după sau? Măcar una să fie adevărată ca să fie adevărat total. Asta sau cealaltă, da? Și aici ne apucăm de lucru. Avem de rezolvat primul sistem. Cum se rezolvă acest
3x plus y egal cu 1 și minus 2x plus 5 egal cu 7. Clasa a 9 a făcut sisteme de astea de gradul 1. În x și y, da? 3x plus y egal cu 1 și minus 2x plus 5 egal cu 7. Metoda substituției sau metoda reducerii. Hai, cum facem? Păi, începem. Luăm sistemul ăsta de parte, 3x plus y egal cu 1 și cealaltă, minus 2x plus 5, plus 5 sau așa zis, da? Da. Plus 5 egal cu 7. Care e mai ușor? Cel mai rapid pe care poți face din ăsta două? Păi prima. Ai două necunoscute. A doua are singur necunoscute. Da. A doua. Și cum o facem? Minus 2x plus 5 egal cu 7. Ducem pe 5 în membru celălalt. Ducem pe sens invers. Și vine minus 2x egal cu 7. Minus 2x egal cu cum părtește? 7 minus 5. 7 minus 5 echivalent. Iată zic echivalent. Apropo de corectorul logic. Asta o duc într-o echivalență. Minus 2x egal cu 7, cu 2. Adică x de aici egal cu 1. Minus 1. Minus 1 ăsta este un număr întreg? Da. Este. Așa mă interesează să rezolvăm un z. Un număr de întregi. Deci minus 1 aparține lui z. Ce fericit sunt că minus 1 aparține lui z. Și x-ul ăsta știut, mă duc în prima și înlocuiesc pe x cu așa ceva. Și am 3 ori cât? Minus 1. Ori minus 1 plus y, e dat 1, echivalent. Minus 3 plus y. Minus 3 plus y, e dat 1, adică? Adică? Y egal cu 4. Fericit sunt. Așadar, primul de aici mi-a furnizat o pereche de numere. Adică e vorba de perechea XY, X și Y. Mai să o luăm așa. X egal cu cât cu minus 1 și Y egal cu 4. X egal cu minus 1 și Y egal cu 4. Ce a dat doar? Mă duc din nou la tot la doua și înseamnă de aici, te rog, vorbește. Minus 2x egal cu minus 5, adică minus 4. Minus 4, nu? X egal cu 2. X egal cu 2. Și cu x egal cu 2? Înlocuim în prima. Și vom avea? 3 ori 2 plus y egal cu 7. Plus y egal cu 7. 6 plus y. 7. Deci îi regidam cu 1. Și iată o altă pereche pe care am găsit-o. E vorba de x egal cu cât? Cu 2, cu așa. Și îi regidam cu 1. Încât, dacă vom încerca cu această pereche și împreună și cu asta, și o vedem aici la început, va face 7. Hai să ne convingem. Deci, pentru prima pereche, minus 1 și 4, înlocuim în cea dată inițială și vedem. Deci, pentru x egal cu cât a zis cu? Minus 1. Minus 1 și y egal cu 4. Avem aici 3 ori rezultă. 3 ori minus 1 plus 4. Tot într-o parametră despre asta. Minus 2 ori minus 1 plus 5. E ca un student dacă de 7. Nu știu. Am emoții. Tocmai asta trebuie să ajung. Și face 3 ori minus 1. Minus 3. Deci face minus 3. Plus 4. Așa este? Da. Totul de emoții cu? 7. Cu 2 și cu 5, 7. Adică ar fi aici 1 ori 7, egal cu 7. Ce am avut? E corect.
Deci am găsit o pereche deșteaptă. Da. Și am altă pereche. Tot probabil se egal cu 2. Și Y egal cu 1. Ia să văd asta verifică. Și urmează 3 ori. 2. 3 ori 2. Plus 1. Plus 1. În paranteză, tot de genul țicul. Minus 2 ori 2. Minus 2 ori 2. Plus 5. Face, iată, 6 și 1, 7, ori 1, mă, că minus 4 și 5 ori 1, vorbește, vorbește. 7 ori minus 1, egal cu... 7 ori 1. 7 ori 1. Da? Și face egal 7. Și această pereche e rezolvată. Iată că pot să mărturisesc acum ce lucru. Ecuația asta, cu două necunoscute, pentru ea am găsit două soluții. Deci, pentru ecuația. Pentru ecuația care 2 de 3x plus y, totul de mulții cu minus 2x plus 5, îi dau cu 7, rezultă de aici că berechele x, y aparțin mulțimii formate din berechele minus 1 și 4, o primă bereche, și când zic x, y, înseamnă x minus 1, y peste 4, apoi cu altă bereche, 2 și 1. 2 și 1. Da? Deci ăsta este răspunsul corect la ceea ce am avut de ei, mai există logică matematică. Este logică matematică, pentru că un produs este egal cu 7, în mulțimea întregilor, cât ori cât face 7? 1 ori 7 sau 7 ori 1. Adică mă bucură și în prima variantă, și în cea de-a doua. Asta sau cealaltă? Le luăm pe amândouă. Deci, sursa soluțiilor provine și din prima și din a doua. Da? Și din prima și din cea de-a doua. Asta înseamnă că am înțeles acum că logica matematică este de foarte mare folos. Iată, coritorul sau aici, sau una sau cealaltă. Îmi place foarte tare asta, da? E bine, aș vrea să mai insist un pic, mă întorc un pic la... Am vrut să vă motivez un pic, să înțelegeți de ce este importantă logica matematică. Și acum mă întorc la ceea ce am spus mai înainte. Propoziții. Deci propozițiile sunt ce? Enunțuri despre care știu că sunt adevărate sau false. Da? Enunțuri despre care știu că sunt adevărate sau false. Cred că predau pentru prima dată logica după vreo 15 ani, aproape de când l-am predat. Și face plăcere deosebită să vorbesc de chestia asta, pentru că nu, nicăieri nu se încearcă să se punteze rostul acestui capitol, logică matematică. Așa se face dispersat, se fac și noțiuni, se aruncă, câștigat. Tu le înveți ca să le uiți. Azi gândesc unde e uitat, nu știi niciodată utilitatea. Asta e matematica pentru care am mai trebuie să revolvă maximă. Știi de unde vine? Mai comentarii spune. Georgiana, nu? Georgiana vine de acolo, din acelea profesorii, nu știu ei care rostul logice. De ce nu știu ca să motiveze? Dar te-ar motiva și înțelege care e rostul, îi face treaba asta. Îi face cu mai multă grijă și fi încântată să faci matematică. Așa că, strâns legat de propoziții, sunt mai cu litere mici. P, Q, I, da, mă dă propoziții, trebuie să contează cu litere mici pe Q, yes. Puncte, puncte, la, literă aici.
Dacă spun, închide ușa. Asta mai este propoziție? Nu. E o poruncă. Deci propoziția, ai văzut cum ați, 2 plus 3 fac 7. E falsă. 3 mai mari decât 9. Falsă. 7 mai mic decât 10. Adevărat. Deci, ne notăm cu P, Q, R, mai departe. Dar dacă spun așa, 2x plus 1 egal cu 0. 2x plus 1 egal cu 0. Nu mai poți să spui adevărat sau acum depinde de x. Da? Depinde de x. Ei, astfel de enunțuri care depinde una sau mai multe variabile, se numesc predicate. Da? Predicate. Ți-a vorbit ceva de asta? Nu, nu ce-am spus. Vă vorbesc tău. Deci, predicate. Predicate. Dar e enunț. Modelul a fost mai mente, mă l-am șters eu. 2x plus 1, dar vă rugeam. E enunț ce depinde de una sau mai multe variabile. Da? În cazul nostru o să notăm pe x. Notăm pe x pentru că are o singură variabilă în x. Pe x care sună așa. 2x plus 1 egal cu 0. Asta se predică. Strâns legat cu noțiunea de predicat, de noțiunea de predicat, trebuie să vedem ce anume urmărim. Eu acum caut pe x, care după înlocuire să devină propoziția adevărată sau falsă. Iar pentru x egal cu 1, ce devine p de 1? P de 1. 2 ori 1, 2 și 1, 3. Devine 3, da? Deci p de 1 înseamnă 3 egal cu 0. Fals. Este o propoziție falsă. Deci prin particularizarea variabilei, prin particularizarea domnului său valoare, devine o propoziție. Iată, pentru x egal cu minus 1, p de minus 1 când face, cam ce am însemnat p de minus 1, minus 2 plus 1, minus 1, adică minus 1 egal cu 0. Tot falsă. Dacă x egal cu minus 1 pe 2, rezultă p de minus 1 pe 2, cât am face p de minus 1 pe 2, 2 ori minus 1 pe 2, nu asta înseamnă 2 minus 1 minus 1 pe 2, plus 1 egal cu lucrăm, 2 plus 2 se simplifică și face minus 1 plus 1 face 0. Adevărat! Asta e adevărat. Deci când indic un predicat, adică o expresie care depinde de una sau de multe variabile, trebuie să mai precizez ceva. Să precizez mulțimea x-ilor. Adică caut pe cei x din ce mulțime. Deci trebuie să indic tipul de mulțime. Da? Din ce mulțime caut. Dacă spun x întregi, dacă spune așa, p de x, 2x plus 1, virgulă, trebuie să există aici, trebuie să pronunț, trebuie să puncteez. Când am dat predicatul p de x, iau o dată, p de x, care sună 2x plus 1 egal cu 0, trebuie să continui și să spune x aparține, mulțime pe care l-o stabilesc eu. Dacă spun mulțimea în valoare naturală, știi ce înseamnă mulțimea naturală? 0, 1, 2, 3 și mai departe. Da? Deci egal cu mulțimea 0, 1, 2, 3, 3, am constatat că mulțimea asta nu are nicio soluție. Da? Deci în mulțimea naturală, orice x aș înlocui aici și iată că eu lucrez aici practic. Văd că e egal cu 0 și ce x găsesc aici? Nu e cu x, pentru că ai să întâmplă să fie adevărat, nu sunt pe 2, care nu aparține lui el.
Da? Nu aparține lui el. Înseamnă că măsura mea naturală nu are nicio soluție. Deci vedem aici că predicatele sunt strâns legate de o mulțime pe care o parcurge. Da? Când am predicat, trebuie să indici cum să ne. Dacă mă duc același predicat pe X, predic 2X plus 1 egal cu 0 și măresc mulțimea, X aparține mulțime numărul din Z. Numărul întregi, care înseamnă numărul 0, minus 1, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, și mai departe, asta e mulțimea numărul întregi. În ea s-a adus și el. Da? Deci observația ar fi că N, numere naturale, mulțimea numărul naturale este inclusă în mulțimea numărul întregi. Că este doar un conform. Nici aici nu găsesc. Pentru că, iată, singura valoare care face, mulțumește relația asta, o transformă într-o propoziție adevărată, singura valoare este x egal cu minus 1 pe 2. Nu? Minus 1 pe 2 nu aparține lui Z. Da? Nu aparține lui Z. Așadar, mulțimea de adevăr aici pentru adică mulțimea soluțiilor de ecuație este mulțime vită. Da? Notăm că M indice A. Notați așa, M indice A. M indice A. Egal mulțimea de adevăr. Mulțimea de adevăr. Adică mulțimea elementelor care transformă predicatul acela într-o propoziție adevărată. Cât este M indice A în cazul de față cu X sau față cu Z? Minus 1 pe 2. Nu. Minus 1 pe 2 nu este element din Z. Deci mulțimea de adevăr pentru... Deci, hai să zicem așa. M A egal cu mulțimea tuturor X-urilor din Z. A toți X-urilor din Z. Pentru care se întâmplă chestia asta, pentru care predicatul 2x plus 1 egal cu 0. Păi, găsim noi vreun x întreg? Nu, pe x-ul care l-am găsit e fracție. Da? Deci egal cu mulțime fidă. Dar dacă aș fi dat mai înainte cu x din el, aș fi găsit ceva? Nu. Tot mulțime fidă. Însă, dacă acum am să dau predicatul așa, deci notez, M indice A, mulțimea de adevăr, adică mulțimea soluțiilor care transformă predicatul propoziție adevărată, e cam soluția din GX din Q, pentru că 2X plus 1 egal cu 0. Atunci, găsim că 1 pe minus 1 pe 2, care este fracție. Și e cam, deci, cu mulțimea formată din minus 1 pe 2, din elementul acesta. Repet. Deci, strâns legat de noțiunea de predicat este apariția acestei mulțimi pe care trebuie să o precizez lângă predicat, pentru că trebuie să indic variabila aceea. În ce mulțime? În ce mulțime o caut? Mulțimea numărul natural de întregi din Q și mai departe. Sau reale. Și strâns legat înseamnă mulțimea soluțiilor care înseamnă mulțimea de adevăr. Soluțiile acelea sau valorile acelea transformă predicatul în propoziție de adevărate. De aceea zice mulțime de adevăr. Notați, când se indică un predicat, când se indică un predicat, ce înseamnă un predicat? Un enunț care depinde mai multe variabile. Am spus asta parcă. Nu? Am spus undeva mai înainte. Când se indică un predicat, trebuie precizată mulțimea pe care mulțimea sau mulțimile, în paranteză, pe care variabila sau variabilele o parcurg. Trebuie precizată mulțimea sau mulțimile pe care variabilele le parcurg. Hai să ne întoarcem la ce am făcut mai înainte.
ridicat la un moment dat predicatul următor. Am indicat predicatul P de X și Y, în două variabile, care sună așa. Adică ce m-am dat eu mai devreme, cum sună predicatul? A, P, X, cum sună? Acela cu X și Y. A, cu X și Y. Era... Două paranteze mulțite. Da. 3X plus Y. 3X plus Y. Pentru că minus 2X plus 5. Minus 2X plus Y. Egal cu 7. Egal cu 7. Așa cum îl vedeți, este un predicat binar ăsta. Este chiar un predicat binar. Binar. Din care două variabile. Are variabila X și variabila Y. Da? Predicat, scrieți în dreptul său, predicat binar. Un predicat binar. Că este, nu, în două variabile, X și în Y. Nu-i corect atunci. Trebuie să indic X-ul în ce mulțime, deci virgulă, trebuie să precizez. X parcurge, iată, mulțimea numărul, să zicem, întregi. Dacă nu spunem cât e mulțimea numărul întregi, tot dăm. Sau reale, sau știu, nu-i corect dat. Numai atât, oprindu-ne aici, ăla nu știi ce-ți facă. Că zic, cu două necunoscute, nu mai descurc. Și de desubt Y, parcurge zice tot pe Z, tot numărul întregi. Asta s-a scris concentrat. Că X, Y, de X, Y, parcurge Z, ori Z. Adică produsul cartezian. La operație cu mulțim, vă amintiți că ți-a făcut de lumină, intersecție, diferența. Ați făcut așa ceva, am zis, nu ați făcut încă. Încă nu ați făcut. Poate ți-a amintești de clasa 5 ani și 4, s-au făcut operație cu mulțim, da? Pentru asta am să și de repet un pic. Pentru că am nevoie de așa ceva. Deci facem o paranteză, scrim operație cu mulțim. Operație cu mulțime. Operație cu mulțime. Dacă mulțimea mare ca alte elementele, 2, 3, 7 și de mare ca alte elementele, minus 5, 3 și 2. Minus 5, 3 și 2. Într-o mulțime n-am importanță ordinea elementelor, depunem oricum, da? Atunci, are unitude. Are unitude. E punerea la un loc a elementelor atât din A, cât și din B. Deci are unitude egal cu mulțimea formată din elementele. Care, te rog, vorbește Georgiana? 2, 3 și 7 de copii am. 2, 3 și 7. Dar adaugă și pe celelalte care nu le sunt aici. Minus 5 și 3. Nu, nu. Asta sunt minus 5 atâta. Și minus 5. Că 3 și 2 sunt deja puse. Asta e unia. Punerea la un loc. Și de acolo și de acolo. Dar nu repetăm. Într-o mulțime nu se repete. A intersectat cu B. Egal cu ce elemente? Cu, da, elementul 3. Comune. Ce se găsește și acolo și acolo? Nașe mei. Am prădat și eu. Și tu ești sigur că da, vedeți? 3 și 2. 3 și 2. A minus B. A minus B. Hai să facem. A minus B. Înseamnă toate elementele care sunt în A și noi zic B. A minus B. 7. Atât. Numai 7. Deci A minus B, numai 7. B minus A. Pune tot ce este în B, dar nu se găsește în A. Minus 5. Atât. Minus 5. Da. Iar A ori B, A ori B. A ori B înseamnă toate perechile X și Y, în care pe locul întâi se găsesc în A și pe locul întâi în B. Pe locul 2 în B. Deci înseamnă 2 minus 5. Deci spunem ce? Perechi de data asta. Perechi, adică câte două
fiindcă am început cu A minus B, pun 2 minus 5, o prim pereche. 2, 3, 2, 2. Am terminat. 3 minus 5, 3, 3, 3, 2. 7 minus 5, 7, 3, 7, 2. Da? Hai să ne zicem. E vorba de perifere. 2 minus 5, apoi. 2, 3. 2, 3, 3, apoi. 2, 2. 2, 2, da? Și am terminat cu 2. Urmează? 3. 3. 3 minus 5. 3, 3. 3, 3, corect. 3, apoi? 3, 2. 3, 2. Și? 7 minus 5. 7 minus 5. 7, 3. 7, 3. Și? 7, 2. Și 7, 2. Deci, vezi, în aur, B, punem toate perechele, aur, B, de locul întâi și... Da, B, urea! Ce am însemnat B, urea? B, urea! Începem cu B. Adică, loc, minus 5, 2, minus 5, 2, apoi, minus 5, 3, apoi, minus 5, 7, minus 5, 7, apoi. 3, 2. 3, 2. Apoi. 3, 3. 3, 3. Apoi. 3, 7. 3, 7. 2, 2. 2, 2. 2, 3. 2, 3. 2, 7. Și 2, 7, da? Și cu asta e terminat, da? Deci, vedeți? Ca număr din remete sunt aceleași, dar ele nu sunt egale. Pentru că am aici 2 minus 5 și din coace este minus 5, 2. Adică dacă am reprezentat în plan, cât ar fi prima pereche? 2, x 2 și y că este minus 5, 1, 2, 3, 4, 5. După aceea regăsesc, ăsta e punctul. Și din colo este minus 5, x minus 5, 1, 2, 3, 4, 5. Și Y este pentru toate. Sunt două puncte diferite, da? Ăsta e aici și ăsta e tocmai în partea cealaltă. Deci, e clar că au orbite diferite pe ora. Dar două mulți cât sunt egale. Că n-am aceleași elemente. Ori aici n-am aceleași elemente. Măcar unul e diferit. Da? Deci, vă dați observații. Observații. Au orbite diferit de B, ori. Deci au orbe diferite pe orea. Deci produsul cartezian sunt și acesta, da? Produsul cartezian perechi, perechi, asta. M-am întors, știți de ce? Pentru că aici, rog să scriu x aparțin în z și y aparțin în z, l-am scris produsul xy, perechea xy aparțin în z ori z. Și mi-am dat seama că z ori z este o operație pe care nu știu foarte bine. Produs cartezian. Da? Și atunci am preluat toate operațiile cu mulțime. Ei, acum am să vă dau un alt predicat. Și să zicem că avem de rezolvat următorul predicat. Următorul predicat, care sună așa. Predicatul P de X, Y, spune două puncte. Să zicem, X pătrat minus 1 tot la pătrat plus X minus 1 tot la pătrat plus x plus 1 să vă seama numai atâta plus x minus 1 tot la pătrat egal cu 0. Este un predicat numai într-o singură variabilă, nu numai în două. Da? E numai x. Deci e bine revenit și spune p de x. Așa cum am dat aici nu suficient. Trebuie să spun ce variabilă caut pe x.
Precizez. X parcurge mulțimea numerelor întregi. Deci, ca un an întregi. A, se poate aici? Ar fi fost Q, nu? Poate fracțiile. Că Z fiind pus în Q. Ce înseamnă Q? 3 de 2, 7 de 2. Da? Sigur, o mulțime de numere. Și în sfârșit, cea mai amplă este mulțimea numerelor reale, care conține și pe Q. Dar conține și radicalul 2. Radicalul 2 are un număr de decimal infinit, nu suntem niciodată. Ei bine, când o sumă de două pătrate este 0? Deci ceva la a doua, plus altceva la a doua, să facă 0. Păi când e 1 din el, o paranteză e 1. E 1? Da, ca 1 la pătrat de 4, de 0. Păi de 0 la finalul și la 2. Deci cine și cu cine, la pătrat ce fel de număr este dacă e la pătrat? Pozitiv. Pozitiv. Și colaborăm cu celălalt care e la pătrat și el, tot pozitiv. Când astea este două numere adunate, fac 0. Două pozitive fac 0. Deci asta e mai mare egal decât 0. Asta e mai mare egal decât 0. Cele două adunate se fac 0. Când? Numai că sunt amândouă 0. Da. Adică și una și cealaltă să facă 0. Numai 0 cu 0 face 0. Da? De câte vreme sunt pozitive. Deci asta se întâmplă dacă și numai exactă. Trebuie simultan. Adică x pătrat minus 1 egal 0 și x minus 1 egal cu 0. Deci o sumă de pătrate este 0 când și una și cealaltă face 0. Deci amândouă se găsesc acele x care se mulțumesc pe amândouă. Și iată, x pătrat minus 1 egal 0 înseamnă x pătrat. Primul este un predicat de sine stătător, x pătrat egal cu 1. X1, 2, sunt două apări, egal cu plus minus 1, nu? Deci primul predicat, că poți să văd că ăsta ca un predicat de sine stătător. Nu pare de pe x. Dar chiar așa, am o propoziție pe 1 și un predicat pe 1 și un predicat pe 2. Și între ele am și pe 1 și pe 2. Și, la și, am 1, dacă am două sunt adevărate. Acum, eu găsesc mulțimea de adevăr aici. Care e mulțimea de adevăr pe 1? Deci mulțimea de adevăr pentru pe 1, cum ai să zic așa, este formată din elementele 1 și minus 1. 1 și minus 1. Mulțimea de adevăr pentru cealaltă este minus 1 egal cu 0. Mulțimea de adevăr este ca să nu asta în propoziția adevărată pentru P2 este formată din elementul la 1. Ce trebuie să fac cu cele două mulțimi? Ca să fie și una și alta. Ce operație trebuie să fac pe cele două? Să fac intersecția. Mulțimilor. Ca să fie și primul adevărată și cea de-a doua adevărată, trebuie să văd elementul comun aici. Deci, mulțimea de adevăr pentru predicatul P de X, pentru P dat inițial, e formată din M indice A P1, intersectat cu M indice A P2. Adică este format numai de elementul 1. Iată logica la ce folosește. Deci logica matematică a presupus că din cele două predicate pe 1 și pe 2 se fac și între ele, și una și cealaltă, simultan să fie. Ca să pot pune adevărul 1, numai dacă am 1 și 1, face 1 la și. De acord, da? Nu este costul matematic logic. Nu așa, 0, 1, 0, 1, 4, nu știu ce, că acolo nu percepe nimic. Dragilor, și nu mai adresez numai vouă, ci mă adresez tuturor celor care vor viziona filmul acesta. Când legăm partea teoretică de partea practică. Adică a nu se înțelege că facem noțiuni aruncate peste ca și nu au niciun rost. Au, iată. Aici am avut un predicat.
Cei care nu se zizau asta, ridicau la pătrat aici, genul ecuații de gradul 4, și era o minune acum, și ce era? Crim. Dar dacă te-ai prins că ai o sumă de două pătrate egală cu zero, când și una și cealaltă să facă zero? Da? Și una și cealaltă să facă zero. Și atunci ai și între ele, găsești mulțimea de adevăr la prima, mulțimea de adevăr la prima, faci intersecția. Adică, practic, predicatul P de X care a fost dat, P de X în spate, nu e ceva decât de 1 de X și pe 2 de X. Asta era. Deci predicatul pe care l-am dat aici, este pe 1 și pe 2. Deci atunci și la predicate se pot lucra. Putem lucra fără să-i corectorii logice în final de două predicate simple, pot gândi un predicat compus folosind corectorul logic. Și. Deci dacă o lăsăm așa cu chestii, știu, și mai doresc să fie treabă, și nu legăm cu lucrurile făcute cu logică matematică, nici logica nu se citește la ce îți ajută, nici ignorețele sunt trebuie. Pentru că, îndată când ai un predicat, ai ca răspuns mulțimea de adevărate, mulțimea valorilor care transformă predicatul în propoziții adevărate. Asta e mulțimea de lucru. Să mai facem încă un am să dau acum predicatul P de X și Y, în două parte, care sună așa. 2X plus 3Y minus 1 la pătrat. 2X plus 3Y minus 1 la pătrat. Plus minus X plus 3Y plus 5. Totul la pătrat. E cam cu 0. În clipa asta, n-am dat corect. De ce n-am dat? N-am dat corect de predicatul ăsta. Când am spus unde se plimbă X-ul și Y. N-am spus, n-am precizat asta. Deci, de întrebări, perechea X, Y, aparțin lui Z ori Z. Vreau așa. Deci, în mulțumesc, vă rog. Și acum, ești pus în situația. Când o sumă de pătrate este 0? O sumă de pătrate, nu așa minte, este când? Am adus în 0. Asta dacă și numai dacă. O ducem pe asta, pe datul ăsta, într-un echivalent, care înseamnă 2x plus 3y minus 1 egal cu 0 și dar acest și de regulă se face printr-un sistem, adică simbolul lui și, punem sistemul și minus x plus 3y, da? Plus 5 egal cu 0. Deci, a găsi mulțimea de adevăr pentru ăsta înseamnă a găsi mulțimea de adevăr pentru ăsta și că nu pentru ăsta. Și să facem intersecția lor. Dar aici, mai greu, care două variante, nu pot găsi. Ecuație, ea nu pot găsi. De aceea, mă duc direct la intersecție, adică îi folosesc pe amândouă. Asta fac la sistem. Deci la sistem, când scot dintr-una, mă duc în cealaltă, nu fac decât să mă duc la intersecție direct. Că pe mine, la urmă, nu mă interesa intersecția. Să zic că semnă și perechi, perechi, toată. Poate că se găsesc, nu le găsesc. Din aceeași perechi, toate. Foarte greu. Și când mă intersectez, chiar așa, am putea găsi 2x plus 3y plus 1 egal 0, toate perechile. Perevolta. Uite ce idee e perechile. Hai să găsim de toate. E greu, e greu, dar hai să încercăm să descurcăm. Toate perechile X și Y. Hai să mă ucem un pic.
Cum facem? Este ca să găsesc toate perele și pe care verifică primul predicat, deci noi trebuie de un de X. Deci notăm cu P1 de X, primul predicat, care nu e altă decât 2X plus 3Y minus 1 egal cu 0. 2X plus 3Y minus 1 egal cu 0. Se ghicesc așa două valori pe care pun acolo, nu e greu. E foarte greu. O idee. Nu e bine pe de X, pe de X și Y. Că e în două variabile. Pe de X și Y. Hai să vedem altfel. Se dă un X o valoare, ne simt pe Y. Mai ușor ar fi. Deci hai să zicem așa. Pentru X egal cu 0, rezultă că Y ar fi, pentru X egal cu 0, Y ar fi cât? 1 pe 3. Zero. Adică vine 0 plus 3Y. 3Y egal cu 1, Y egal cu 1 pe 3. Pentru X egal cu 1, cât ar fi Y? Y cu, hai să zicem, 2 ori 1, 2, minus 1 face 1, după 1 din partea cealaltă, 1 pe 3. Y este 1 pe, tot 1 pe 3. Dar mai cum? Păi nu poate să fie, e o prostie. Hai să mergem, 2 ori 1, 2, minus 1 face 1, 1 după partea cealaltă, minus 1. Și atunci vine Y pe cap cu minus 1 pe 3. Mă, dar ideea asta vine acum așa să fac, ca să nu mai cred. Iau din linia asta aici, de la minus infinit la plus infinit. Dar să fac un tabel de corespondență de asta. Deci pe prima linie să pun X. Iar Y îi scot de aici, cât am venit? 3Y egal cu 3Y egal cu 1 minus 2X. Sper că e bine, nu? 3Y egal cu 2 pe 1. Și pe 2 se parte și altă, e 1 minus 1 minus 2x. 1 minus 2x, bine? Da. 3y egal cu 1 minus 2x. De unde y va să fie egal cu 1 minus 2x, totul pe 3. Deci y egal cu 1 minus 2x, totul pe 3. Și cum știu pe x că îl prind de la minus infinit la plus infinit, că n-am nicio durere, era din 10. Adică numai numele trece, am să dau. Găsesc Y și corespundătoare, dar și Y și tot din 10 trebuie să iau. Păi am două valori. Hai să trec asta două valori. Alo. Bună seara. O integrală asta. Tu ești... Cine ești? Am uitat. Florin. Nu te-am auzit de mult, Florin. Florin de la... Florine, mă auzi? Florin? Da. Așa. De unde ești tu, Florin? Din Giurgiu, mă, da. Dacă nu m-ai sunat de anul trecut, am uitat. Așa. Florin, tu mă vezi la tavă acum, nu? Mă las să termin ideea asta și cum o să vii cu închegeală? Da. Atunci lasă-mă. Când termin cu asta, intervii, bine? Așa. Bun. Îi dau în valoarea 0 și găsesc Y-ul cât este. 1 pe 3. Îi dau X valoarea 1 și găsesc Y cât? Minus 1 pe 3. Și atunci,
Într-un sistem de axe, vă amintiți că a fost și cu ei clasa a 7-a, 8-a, nu? De vizând punctele astea, 0 și 1 pe 2, x-ul e 0, x-ul este o treime, o treime, adică întregul în parte 3, și o treime, asta e punctul. De coordonate 0 și o treime. Apoi 1, x-ul e 1, și y-ul cât este? Minus 1 pe 3. Aici întreg y-ul în jos, în parte 3. Așa. Deci o treime înseamnă. Și iată că am descoperit, ne unesc, că eu ar trebui să dau altfel altfel, ca fi, și toate puse la lângă alta, o astea pe dreapta. Vă spun, într-o trebuie să-mi spui că, îndată graficul, funcția acestea, relația, predicatul ăsta 2 plus 3 plus 1 egal 0, este o dreaptă ecuația dreptă, că ați făcut la geometria analitică, am trecut. E cum ai făcut? N-ai făcut geometria analitică după loc? Nici n-ai fost acolo, la cuvării. Da, dar nu am făcut geometria, făcut, am făcut doar limite. Păi, ai făcut algebră, da. Cu matere și cu, nu știu, da, determinanți, da. La la. Da, n-am făcut. Și ai făcut și geometria analitică. Așa. Asta, deci, practic aici, mulțimea de adevăr de aici, înseamnă toate punctele de pe viața asta. Când iau un punct de aici, are un X și un Y. Și dacă locuiesc X-ul și Y-ul, verifică. Deci, practic, am selecționat din plan doar această zonă a punctelor de pe dreapta, care înseamnă perechi X și Y, ce? Deci, pentru mulțimea de adevăr aici, înseamnă dreapta de 1. De 1 se zice aici. Dreapta asta. Toate punctele de aici. Pentru mulțimea de adevăr, pentru predicatul al doilea, hai să spun predicatul al doilea, care este al doilea predicat. Spuneți-o voi. Minus x plus 3 plus 5 egal cu 0. Predicatul al doilea este minus x plus 3 pe 2 de x și y este minus x 3y plus 5 egal cu 0. Minus x plus 3y plus 5 egal cu 0. Și dau la x valori. Fac un tabel și pentru ăsta. X-ul de la minus infinit la plus infinit. Și e vorba de y pe care îl scoate aici. Cât ar fi y dacă îl scoate aici? 3y egal cu minus x, că nu zic de covace, plus x minus 5. Da. Adică y ar fi egal cu x minus 5 pe 3. Da? Deci y este x minus 5 pe 3. X minus 5 totul pe 3. Acesta este y. Și acum, dăm x valoarea 0 să zic. Cât este y cu când am făcut cu x cu 0? Minus 5 pe 3. Minus 5 pe 3. Dăm x valoare 1. Minus 4 pe 3. Minus 4 pe 3. Dacă îi dăm 5, hai să dăm deodată 5. Când x-ul e 5, 5 minus 5 cât face? 5 minus 5? De 0. Da, putea să lăsa și 1 și minus 4 pe 3, că nu-i greșit, dar e corect calculat. Da. Și 5, când e 5, 0. Adică, când x e 0, y e minus 5 pe 3. X e 0, y e minus 5 pe 3, înseamnă minus 5 pe 3 înseamnă minus 1 și 2, 3. Că e 1 întreg și 2, 3, nu? Deci merge 1 minus 1 la al doilea. Mă duc, mușc al doilea, îl bat în 3. 1, 2, 3. Și iau 2, 3. Apoi, când x-ul este 5, 1, 2, 3, 4, 5, y-ul este cât aici? 0, da?
Deci am fost aici și am fost aici. Prin cele două duc. Duc viața. Adică mulțimea de adevăr pentru să rădesc cu D2. Mulțimea de adevăr D2. Da? Adică toate verifică și care verifică și transformă predicatul al doilea în propoziția adevărată, se găsesc toate de aici. D2. Intersecția lor este, deci de 1 intersectat cu D2, intersectat cu D2, este tocmai ceea ce mă interesează. Mulțumesc de adevăr pentru predicatul de aici. Adică dacă noi rezolvăm sistemul de aici, trebuie să dăm exact pentru ce punctul ăsta, coordonatele de punctul ăsta. Este rezolvarea sistemului prin metodă grafică ce a făcut aici. Adică am găsit mulțumea de adevăr la primului, la al doilea, și una și cealaltă, la intersecție. Da? La intersecție. Nu știu coordonatele foarte bine. Și ca să le găsesc foarte bine, rezolv sistemul de aici, un sistem de două cu două, da? Prin metoda substituției sau metoda. Iată așa mulțit cu 2 și foarte repede. Ați face 2x și 2x și 2. Și vine 3y și cu, nu. Și cu 6. Aici e 6. Cu plus 2, da. Da? Am mulțit cu 2. Y egal cu... Vine 9y. Aici vine 10. Da. 10 și minus 1 face 9. 10. 9y egal cu minus 9. Am zis că era așa 9, am zis că 9 în partea așa în 9. Da, da. Y egal cu minus 1. Minus 1. Și cu Y egal cu minus 1, mă duc în una din ecuații. Vine 2X. 2X plus minus 3. Minus 3 minus 1 face minus 4. 4. Tu zic acolo e 4. 4. 2X egal cu 4, X egal cu 2. 2. Deci Y egal cu minus 1. Și X egal cu 2. Deci, pentru predicatul de aici, PGXY, mulțimea de adevăr pentru predicatul P este formată din perechea